Crimă oribilă în centrul capitalei. Doi bărbați, colegi de serviciu, au ieșit să bea împreună, iar la un moment dat au început să se ia la pumni. Unul dintre ei a căzut și s-a lovit cu capul de asfalt. A murit pe loc. N-a vrut să vă dau o sticlă de bere? Vă cunoșteați de mult? Vă cunoșteați? Mă cați pe cine, era prieten sau coleg? Erați în stare de ebrietate? Am înțeles că era de la faptul că victima n-a vrut să-i dea bere agresorului. La fața locului a ajuns un echipaj al ambulanței. Medicii au încercat minute în șir să-l resusciteze pe bărbat, dar în zadar. Agresorul a fost ridicat de poliție și dus la secția 11. De acolo a plecat direct în arestul poliției capitalei. El este acuzat de lovituri cauzatoare de moarte și va fi prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.